invitați. Astăzi avem deosebită plăcere de a afla din nou împreună, într-un cadru festiv, prilejuit de repatrierea personalului echipei de consiliere militară tip batalion sprijin luptă. Această echipă de consiliere a fost constituită, pregătită în centrele de instruire din țară și cele ale NATO, iar ulterior a participat în cadrul ISAF la misiunea de sprijin a păcii în Teatrul de Operațiuni Militare Afganistan, cu o durată de 6 luni de zile. Misiunea echipei s-a desfășurat într-unul dintre cele mai fierbinți puncte din Afganistan și a constat în consilierea unei unități partenere din armata afgană în toate domeniile funcționale, participarea alături de subunități la operațiunile militare și menținerea cooperării cu toate forțele de securitate afgane sau ISAF. Personalul echipei de consiliere militară a participat umăr la umăr la planificarea, pregătirea, conducerea, desfășurarea și evaluarea patrulelor îmbarcate sau debarcate, misiuni de recunoaștere, counter-ID, misiuni de asalt aerian și întâlniri cu liderii locali, cu populația din sate din districtul Shuri. Misiunile s-au desfășurat ziua și noaptea, în condițiile unui teren frământat și multos, în prezența amenințărilor permanente ale atacurilor insurgenților, cu armament de infanterie, artilerie, dispozitive explozive improvizate sau chiar pericolul atacurilor interioare. Acțiunile de luptă au fost desfășurate în parteneriat cu forțele coaliției și în cea mai mare majoritate cu frații de arme, partenerii afgani. Doamnelor și domnilor, stimați militari, cu toții suntem bucuroși că misiunea dumneavoastră s-a încheiat și iată că astăzi vă putem ura bine ați venit acasă. Misiunea dumneavoastră nu a fost nici ușoară și nici lipsită de pericole și tocmai de aceea vreau ca în numele vrâncenilor să-mi exprim întreaga mea prețuire pentru contribuția importantă pe care dumneavoastră ați adus-o prin misiunea din Afganistan, imaginii și prestigiului României în NATO. Profesionalismul dumneavoastră este o garanție pentru partenerii noștri din NATO, iar experiența acumulată de-a lungul misiunilor a făcut ca astăzi să fiți cu toții informație completă, iar acest lucru nu poate decât să ne bucure. Profit de faptul că ne aflăm în prag de sărbători și vreau să vă urez atât dumneavoastră cât și familiilor dumneavoastră multă sănătate și fericire. Fie ca lumina sfântă din noaptea de înviere să vă lumineze mereu calea, iar masa de Paște să vă fie îmbelșugată și înconjurată de cei dragi. Vă felicit încă o dată pentru misiunea dumneavoastră și vreau să vă asigur de faptul că suntem cu toții conștienți de sacrificiile pe care dumneavoastră le faceți pentru ca România să se bucure de prestigiul de care se bucură în NATO. Așa să ne ajute Dumnezeu. Marian Obișan, președintele Consiliului Județean Vrancea. Felicitări, domnul comandant. Mulțumesc. Și din partea comenzii ISAF, conform articolului 5, veți primi o medalie în semn de recunoștință. Felicitări. 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 Scuze. Felicitări. 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 Cum să fie? Nu ne-a surprins cu nimic față de ceea ce ne-am pregătit în țară și în străinătate. Sunt la a doua misiune, cam de același tip, așa, adică mi s-a părut că a trecut bine, a trecut frumos. Spuneți-ne cum v-ați înțeles cu militarii afgani și dacă în urma acestei experiențe s-au închegat și prietenii? La mine a fost o particularitate, pentru că s-a întâmplat să lucrez cu aceeași persoană cu care am lucrat și în misiunea trecută. Cu toate că el era la altă structură atunci și eu am lucrat la altă structură, ne-am schimbat și eu și el structurile, dar totuși lumea e mică și m-am întâlnit cu aceeași persoană. Deci pentru mine a fost foarte ușor și pentru ceilalți. Afganii sunt prietenoși oameni. Dacă ți-au câștigat încredere și prietenii lor pe viață, bineînțeles că am legat și prieteni, sigur. Ce ați făcut, ați primit acea emblemă? Păi, emblema, practic, este a echipei, să știți. Deci n-aș fi făcut nimic
altceva dacă nu eram în această echipă. Dar probabil că experiența pe care am acumulat-o de-a lungul timpului m-a făcut să fiu desemnat pentru această emblemă. De ce v-a fost cel mai dor în această perioadă de 6 luni? Îmi este dor când pleci afară, ți este dor de pietrele după stradă, ți este dor de mamă, de tată, dar când mi-este dor de fată, de fiică mea, îmi venea să vin acasă. Da, deci de fată mi-a fost cel mai dor. Nu este prima pentru niciunul dintre noi, toți trei am mai fost atât în Afganistan cât și în Irak. Suntem un fel, să spunem, acomodat așa cu misiunile pe plan internațional. Aceasta, în schimb, a fost o misiune un pic mai specială. Avem aici un proaspăt tătic care și-a văzut fiul născut abia când s-a întors acasă. Și a fost pentru noi, fiind un colectiv, o mare onoare și o mare... Să știm că membrii familiei noastre s-au înmulțit. A fost un moment greu să știți că soția e acasă, urmează să nască și dumneavoastră nu sunteți alături de ea? A fost un moment greu, într-adevăr, însă am avut foarte multă încredere în soție și cu ajutorul Bunului Dumnezeu am reușit să ajungă să mântă. Primul copil sau mai aveți? Primul băiat. Am înțeles. O să regretați, nu știu, momentul când ați fost alături de soție la prima naștere? La... Probabil voi recupera la a doua naștere. Spuneți-ne dacă ați închegat prietenii cu colegii care au lucrat acolo. Da, având în vedere că am lucrat cu partenerul american, pot să spun zilnic, am închegat niște prietenii chiar frumoase. Unii dintre ei au promis că or să vină și în România. Acum să vedem mai departe, dar a fost o misiune foarte frumoasă, având în vedere și pregătirea care ne-a recomandat, ca să zic așa. Am fost pregătit și psihic și fizic, din toate punctele de vedere. Rămâne acum în părturare ca armata afgană, poporul, cu propriile mâini, cu propriile forțe, să-și continue munca, lupta. Pa.